ceva, băieți, și bine ați venit la un nou episod din FIFA 20 Draft spre glorie, episod cu challenge-uri. Sper eu că astăzi jocul să fie un pic mai blând cu noi. Blând mă refer să nu mai fie așa de scriptat. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, așteptând să ajungem la peste 4500. Dacă îți place această turnură pe care o dată seria, facem momentan numai challenge-uri. Și dacă ești nou pe canal, nu uita să dai un subscribe, să te abonezi, să pui și notificările alea pe on, să fii primul care vede când postează o viță. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, ghete de fotbal, training-uri, tricouri, mingi, etc., argol.com/rolinkul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Astăzi, băieți, facem draftul celor mai agili jucători din FIFA 20, celor mai buni dribler din FIFA 2. Dribler sau agil? Dribler sau... Pot să văd. Cred că pot să văd la un jucător și agil. Da. Cred că îi luăm pe cei mai agili. Fiți atenți. Cei mai agili jucători din FIFA 20. Hai să plătim bănuții, să plătim taxa pe care noi o ia EA ca să jucăm un draft și să ne alegem formația 4-2-2-2 să fie. Și primul jucător, ok, care e 19, cred că e clar, dar trebuie să mă uit pe aici, nu, ca să fiu sincer. Am zis agilitate, are 95 boss-ul, da? Agilitate, are 92 și Coutinho, dar 95 Hazard, Eden Hazard, nu intră în echipă, din păcate, prin left winger. Următorul, e oare clară treaba aici? S-ar putea să fie Cristiano. Cristiano are 87-7. Avem egalitate cu Iago Aspas. Egalitate cu Iago Aspas. După cum zici la egalitate, ne alegem noi pe cine vrem și luăm pe Cristiano Ronaldo. O să fie aiurea cu chemistry-ul, dar vedem cum iese. Aguero. Aguero nu. Te rog, te rog să fie. Ma, nu. Nu se poate așa ceva. Îl pierdem pe Icon Moments Ronaldo. Nu se poate așa ceva. Vai de mine, dezastrul s-a coborât asupra noastră. Am rămas fără cuvinte, vai cât m-am bucurat când l-am văzut pe Ronaldo. Aici contează, oare contează? Hai să vedem, agility 75, era un gagiuc. 85. Freeman, hai vină încoa. Vai, l-am pierdut pe Prime Icon Moments Ronaldo. Hai că poate mai, Ronaldo, măcar, oare Ronaldinho? 96. Hai mă că vă să-l prindem. Ăsta l-am prins. Bun. Deci l-am prins pe Ronaldinho. Bun de tot. Următorul cred că e Kante. Sau nu știu, 82 e, nu? 82? Da, e încolo Kante. Bun. Următorul, CDM. Petros Petit. Nu e Petit, sigur. Agility 81. 81. Poate e Petit! Este, mă, e Petit, Emanuel Petit, super, ne ajută la chemistry. Și mai vedem și noi o rază de speranță în acest draft. Camara Iuri Berisha Erkin. Ia să vedem, 99 la, nu cred că e cineva peste Camara aici, bro. Mi-au picat, fiți atenți. Doi fundași stânga, ambi cu agilitate 99. Camara, agilitate și balance, Camara și Letizia. Italia 2, mergem Camara, Franța 1, care mă ajută oare mai mult? Cred că Franța 1 e mai ușor oare de făcut sau... Da, hai să luăm pe... Mai bun Camara? Bă, e mai bun Letizia, mă! Bă, bun e mai bun! 96, 86, 90... Du-te, mă, că iau pe Letizia, mă! Iau pe Letizia, mai bun! Următorul... Humul s-a de 89? Hai să vedem. 69 până acum primul loc, Nandez 85. 85 cred că o să câștige Nandez ăsta. Care este? Este? E Ita 1, nu e Italia 2. Italia 2 era bombă, luam chemistry acolo. Trebuia să iau francezul ăla pentru chemistry. Acum asta este, hai să vedem. 41, 34, 48, 80. 80, gene. Acum Carvajal oare? Stai să vedem. Nu e Carvajal, e Floren. Nu e nici Florenție, Nelson Semedo. Nelson Semedo, Semedo să fie. Și la portar, ce luăm, frate? Luăm reflexes, nu? Hai, 86 ăsta. Asta e, Vlad, 86, chemistry 74. Eu știu ce să zic, mă, băieți, Campbell, nu e Campbell niciodată. Agility 99, Tang Miao. Pă, bune,
Balance 19. Nu, altul, Kim Min-jae. Tai Miao și Kim Min-jae. Pă bune, Kim Min-jae e până acum cel mai bun. 99-93. Ok, Kim Min-jae ăsta. De unde ești, bă? Din China? Din China ești, bă, băiță, bă. Ok, reflexes care avem 95 somor. Da, greu, greu de făcut chemistry. Aici, Hernandez, 91. Mai era unul cu 91? No, Hernandez este singurul. Și lump. Fundaș stânga, ai că a picat bine, mă. Uite-l, mă, uite, mă, băiet. Uite la el. Brav. 80 chemistry. Acum, e, Pizzi cred că e aici. Pizzi, stai, nu, are 89. 97, nei. Neymarsito, Neymarsito, bine ai venit, Neymarsito. Bun, de tot, de tot, de tot, de tot. Acum, 36, 82, am văzut un 82. 88, Royer ăsta. Ok, 88, Royer. Na, nu prea contează. Și aici iar nu o să contez iar. 82, 83, 83, Cordova. Ok, ok, ok. Acum ajungem... Ăștia mai importanți, dar o viță, o viță. Tu aici nu poți să faci chemistry cumva să-l bagi pe Neymar din prima? Nu cred, da? Nu cred, frate, că are, fii atent, are cea mea, mă. Hai să vedem. Următorul jucător. E ca urte oare? Ia stai. 91, 95, 93, Bernardo Silva, n-ai cum să nu-l iei. Ăla e bossul. Bernardo Silva, unde ești bossul? Bernardo Silva, în continuare, 86, cel mai bun, 92, am văzut un 92, Corne, 94, Hazard, Thorgan, ok, Thorgan, Hazard, 3 jucători rămași, 99, Rashica, fii atent că nu cred că mai e, ba, uite-mă, Rodrigo, 99, 97, o să-mi aleg eu pe cine vreau din, 95, 99, 97, nu, Rodrigo, rămâși, și alta opțiune era Rashica. Îl iau totuși pe Rodrigo ăsta, ce picior are, mi se pare că este right-footed. Ok, hai Rodrigo. Messi era și el, păcat. Ataite, Da Costa. Da Costa, Da Costa, 78, 79, avem un 79. Nu, 87, fii atent, o viță. David Silva cu 87. 87 și ultimul jucător. Davis Miller. E oare Miller? Nu știu. No, este Davis. Davis, fundașul stânga, de 99. Mai era unul cu 94, fiind Fuenzalida, dar nu, e Davis pe care trebuie să-l alegem obligat, forțat. Și din punct de vedere al chemistry-ului, ai, 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 am pus-o. Uite mă că așa e 7-7, ești bun? Gene ăsta nu e. Așa e Neymar, 7 într-un chemistry 80, nu e așa de mare dezastrul. Ia și GN1 7. Păcat, ne strică faptul că n-avem portar. Și în loc de Zahafi ăsta n-avem noi pe nimeni. Noi n-am super sau am echipă, echipa nu era, e bună. Problema e la chemistry, mare de tot chemistry. Mare, 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 mare. Pentru că n-avem portar să ne ajute. E bine, asta e echipa, băieți, n-avem ce să facem. 81 chemistry. Mai bine băgam totuși pe Hazard aici, știi, și îl păstrez pe Rodrigo super sau. Cred că e o alegere mai bună. Ok, hai să vedem și managerul. Poate ne... Ce asta? Bergodi! Ma che fai, Bergodi? 81, 81, 83, oh, 84! Bun! Bun 84 ăsta, bun. Nu-i chiar atât de rău. Primul adversar, 4-2-2, la fel ca noi. Mijlocaș și central e ok, fundașii buni, Garincha periculos, Berkamane nu-s rui deloc. Super Ronaldinho, super! Mamă, Nandez... Gene, ce tackling! No, tot la el, te rog, nu tot la el. Mamă, fac tackling perfect și sare mingea exact la el.
Hai, frate, cu gol, mă, ce naiba, mă? A, nu poți să-l ajute Fernandinho acolo în halul ăla. Nici măcar n-a controlat el jucătorul. Nu! Ce ratare imensă! Ai Ronaldinho, frate. Dar de ce nu dau, frate, oamenii ăștia gol? Hai Ronaldinho. Nu pot să cred, frate! Băi, dar ăștia nu dau gol niciodată, mă! Dă-le încolo de ratări, draft după draft! Draft după draft, frate! Nu pot să cred! De ce nu dai gol, omule? A dat, mă, în final, frate. În final a dat. Este, mă, frumoasă fază și reușim în final să întoarcem. Încă 1, 4-2. S-a făcut dreptate meciul ăsta. S-a făcut dreptate. Ok, un 3, 4, 2, 1. Ok, ofensivul formației Ronaldo de 97 o să fie belea cu Ronaldo ăla. Super jucător! Dar n-ai ce să-i faci, Ronaldo, prea bun! Nu, Neymar, bagă-o bro în poartă, e singur cu portarul! În final reușim gol, în final! Aoleu, Dumnezeu de Ronaldinho, mă mănânci cu zile, jur la șuturi. Nu pot să cred, frate. Moment important, lovim bara transversală și mingea înapoi. N-am ce să zic uneori. Și Ronaldinho, uite și ce voleiuri de mamă, doamne. Nu pot să cred, frate. Nu pot să cred! Nu pot să cred! Nu, eu nu pot să înțeleg, frate. Deci nu se poate să tragi așa la poartă, Ronaldinho. În final, golul, mă, după 7.000 de ocazii. Uite mă că și împotriva scriptingului și acestui joc. Ah, m-a prins acolo. Ce simplu e cu Ronaldo.
Bă, tu ratează, frate! Ronaldinho, ce e, bă, omule, în neregulă cu tine? Băi, frate, cardul ăsta Ronaldinho, wow, îngrozitor la shooting. Îngrozitor. Ce mai ești tot 4-2-2-2, tot Ronaldinho. Cine e la Greenwood? Eu la, dacă nu mă înșel, parcă are 5 stele la Wickford. Ar trebui să fie periculos ăla. Nu, uitați-vă, nu ai cum, frate, deci îți spun sincer, nu ai cum cu 4 stele la Wakefoot să dai așa Ronaldinho. Stricat card la șuturi, frate, stricat. M-a luat, gata, gol, n-am ce să fac. Nu înțeleg, deci nu, eu nu înțeleg, frate, jocul ăsta la șuturi, nu înțeleg. Nu e gol, e foul, frate. Ah! E offside. Da. Două goluri anulate, dar asta e. Nu mai e offside, nu? Nu mai e. Haide, mă! Haide, mă! Nu cred, n-a fost gol asta. Ce ratare a lui Rodrigo, mamma mia. Nu, Ronaldo, nu, bro, bagă în poartă, ce șansă. Neymar! Ce atac superb! Minunăție de fază! Minunăție! Faul, te-a dat faul! Cum a fost ăla faul? N-a fost revenire miraculoasă, senzațională! Marea finală din acest challenge! Oh la la! Eusebio 94. Îl oprim pe Eusebio, câștigăm draftul. Nu-l oprim, ne dă cu terenul în cap pe Eusebio. O echipă mult superioară. Oricum e fain că am ajuns și până în finală, ținând cont de challenge-ul pe care îl facem. Putea să fie un challenge un pic, să ne fie un pic mai ușor dacă ne picau anumiți jucători un pic mai agili, așa? Uite, Ronaldinho, genul de jucător pe care să-l joci pe lateral, nu în centru, asta e problema. Problema este că nici nu am pe cine altcineva să joc în centru. Bine, Gene, bravo! Vă place și vouă, știu că v-a plăcut atacul ăsta. Foarte frumos, vă place. Vă place. Bine, mă, 2-0. Bun contra-atac. Mamă, dar ce, cum e Roni ăsta pe lateral aici, rupe pe lateral. Dacă îl joci extremă, mamă, cum e, bombă. Încă unul? Finala asta! Finala asta a fost senzațională! Am jucat perfect aproape! Ronaldinho, din nou, mari probleme la finalizare pentru el. În schimb, dacă îl pui pe Tuche, joacă super senzațional dacă joacă ca extremă. Hai să vedem și premiile din acest draft. Câștigăm acest challenge! Prime Gold Players Pack și Mega Pack. Oare ce vedem în acest pachet? Na, e board, nu e walkout, nu? Cred că e board. Nu? Da, board. Cred că zic să cine. Da, zic, sunt câțiva jucători pe aici. Vindem, vedem cât scoate. Măcar știi voi aia 15 ca să-i faci ce să faci.
Cât să fă. Băi, fii atent, am auzit că am noroc cu genunchiul stâng dacă deschid, ați văzut pe canalul englez. Ia mă. Hai mă, nu vrea? Hai mă că a vrut cu genunchiul stâng, hai. Știu că o să fie ceva bun, acum pică ceva bun. Na, nu azi, băieți. Nu azi, poate mâine. Știți voi melodia aia. Azi nu. Azi nu, te rog eu, nu. Parcă așa spune EA Sports în fiecare zi. Azi nu, te rog eu, nu. Nu-mi lua vreun jucător bun, că după aia nu mai bagi FIFA points. Oricum noi nu băgăm aici FIFA points, fiind Road to Glory. Trimitem totul în club. Nu uita să apeși butonul de like, și să te abonezi pentru mai multe clipuri. Ne vedem în următorul video. Pa, pa!